De o lună și jumătate n-au mai văzut niciun ban voleibalistele băcămoane care săptămâna trecută au luat titlul național. Nu este însă și un motiv de alarmă. Este prima dată de când sunt antrenor la această echipă, când avem întârzieri și noi la avem restanțe la jucători. Este prima dată. Grapa a promis la 1 TV că la Cupa României, ultima competiție din acest sezon, voleibalistele băcămoane vor da totul, chiar dacă nu au fost plătite. Vor să reușească eventul la fel ca în 2005. Cu CSM București ar vrea tehnicianul să pice la tragerea la sorți. La Craiova vor mai participa Tomis Constanța și Dinamo București, echipe învinse de Știința în semifinală, respectiv finala de campionat. Nu am făcut săpături, cum se spune, nu am, deci din auzite, știu că echipa CSM București le-a dat drumul la toate jucătoarele străine, deci nu mai sunt la echipă. Așa este, am citit în presă declarații oficiale. Normal că mi-aș dori să pic în semifinală cu CSM și eu cred că este cea mai dorită. Sunt norocos, în general, dar nu am câștigat nimic fără muncă.